Vă salut ciobănaș. Astăzi am fost la târg sau expoziția de la Hațeg. Nu am făcut niște filmări. De fapt am avut ro două, dar nu o să văd bine berbecii. Și au fost și puțin berbeci, nu au fost așa mulți. Nu se vede bine, nu se vede așa bine în filmare, plus că am mai filmat mulți oameni cu spate, nu se vede așa bine și nu o să pun. Dar am vrut să vă arăt ce mi-am luat. Am luat două clopote pentru oi. Am luat trei curele să-mi pun la câini. Pentru că acum începe vânătoarea și să le pun juje. Dacă tot am fost, am să-mi iau și un briceag. Mi-am luat un briceag. Tocul. Asta nu, asta la meu de la alt. De la alt. Briceag dar se potrivește și asta, mă bucur. O să oare și briciagul imediat. Cam așa arată. L-am luat mai mult ca mi-a plăcut de el. Și și așa îmi plac mult. Cuțitele și sau briciagurile și am zis să-l iau dacă tot mi-a plăcut oricum de folosit, îl folosesc mai mult pe la care tot îl folosesc eu toată ziua. Dar știind că după mărimea lui că se potrivește la teaca sau toc, l-am luat. Cam așa arată închis. Să vă arăt și cum sună clopotele. Cam așa sună. N-am avut de astea și tot am zis că mi-au -mi când merg. Dar și așa sunt scumpe pentru... N Na, nu chiar nici foarte, foarte scumpe, dar nici foarte, foarte ieftine. M-au costat ceva, nici nu știu cât am dat pe astea toate. Pe poate am dat 300 de lei, Briciagul am dat 100 și ceva, curelele astea m-au costat și astea cred că 100 și un pic. Mai am luat o căciulă. Acum nu e neapărat o să mă laud cât am dat pe ele sau nu știu ce, dar vreau să vă arăt ce mi-am mai luat la oi. Să fac altfel de videoclipuri, că tot v-am arătat oi, oi, tractoare, nu știu ce, dar să vă arăt și ce îmi cumpăr tot timpul. Acum Vroiam să-mi iau și un țol, dar erau așa prea mari pentru mine, nu, m au plăcut. Cu joc nu mai m-a luat că am pe la meu și am zis că nu mi iau. Am vrut să-mi iau o bata, dar și acolo au fost cam prețurile cam mari și nu prea m au plăcut. Erau multe dintre ele, erau crepate și dacă sunt deja crepate de acum, dacă îmi dă ploile pe ea, sau dacă baz cu ea în pământ să duce și mai tare crepătura. Cred că până la urmă o să încerc să fac eu din alea care le-am călit eu astea iarnă, că nu m-am apucat la ele. Una s-a apucat frate mi și o stricat-o, că o tăiat-o de pe la mijloc, o zis cu o îndreaptă, nu știu ce-o făcut, o pușcat-o pe acolo, nu știu ce-o făcut el cu ea. Și au mai rămas încă două, una dintre ele are noduri foarte mari și nu știu dacă o să scot ceva din ea. e foarte groasă, Acum am zis poate eu poate iau cu vreo punza ceva, o pun la vreun flex și o să încerc să fac ceva. Dacă nu, o să las pe iarnă. Și am vorbit cu un prieten dar meu, o zis că mi-aduce el, dar că mi-aduce ceva mai drept. Nu așa strâmbe cum le-am primit eu pe astea. Cam atât în videoclipul ăsta, deci mă repet. Nu l fac ca să mă lau cât am dat sau nu știu ce. Eu am făcut videoclipul ăsta să vă arăt ce mi-am mai cumpărat. Urmează să le pun jujeie la câini. Acum eu am luat trei. Am doar pentru unul codruț și florea care merg cu oile. Gruia nu pun care piciorul distrus. Cățeaua aia are alt jujău, nu-i pun. O să țin una pentru căței mici, și am zis că îi mai cumpăr încă una. Nu m-am am zis că nu știu ce să fac. Mai am încă una eu care o are codruț. Să văd dacă o schimb sau văd de ce fac ele. Cam atât am videoclipul ăsta. Lăsați în comentarii care lăsați în comentarii care ați fost pe la tergul de la Hațeg. Poate am trecut unul pe lângă celălalt, cine știe. Cam atât am videoclipul ăsta. Ce părere aveți de clopote? Sunt bune, nu sunt bune, n-am mai avut până acum, nu știu. Am mai avut ceva, dar nu modelul ăsta care are și înăuntru. Am avut simple. N-am avut așa. Nu mi-a luat nici foarte mari, că nu am nici oi foarte, foarte mari. Și am luat să fie potrivite. Nici prea grele, nici prea mici, nici prea mari.